Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Preacucernici părinți, astăzi, în solemnitatea Sfintei Treimi, în fața întregii comunități adunate, vă rugăm, Părinte Paroh Benone Lucaci, ca în cadrul acestei sfinte liturghii să oferiți copiilor noștri prima sfântă împărtășanie. Vă rugăm să implorați de la Dumnezeu cel Întreit harul credinței, al speranței și al iubirii curate, care să-i păstreze în fidelitate față de învățătura Evangheliei. Noi, părinții acestor copii, promitem că vom continua educația umană și spirituală, începută la orele de pregătire pentru acest mare eveniment al bisericii locale. Prin rugăciunea și cântul nostru, să-i aducem preamărire Sfintei Treimi. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și Fiul unul născut al lui Dumnezeu, precum și Duhul Sfânt, pentru că și-a arătat îndurarea față de noi. Dragi copii care astăzi primiți pentru prima dată Sfânta Împărtășanie, dragi părinți, nași, rude ai acestor copii, iubiți credincioși, am cântat acum la începutul Sfintei Liturghii, fericită ziua aceasta, pentru că cu adevărat este o zi fericită. Mai întâi pentru comunitatea noastră, pentru că astăzi celebrăm sărbătoarea, solemnitatea Preasfintei Treimi. Celebrăm misterul iubirii infinite care există între cele trei persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o iubire care se revarsă și asupra noastră, asupra tuturor. Vom auzi astăzi în Evanghelie că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Acesta este al doilea motiv pentru care ziua aceasta este fericită, pentru că voi, dragi copii, primiți astăzi pentru prima dată într-o formă diferită, dar reală, primiți darul lui Dumnezeu care este însuși Fiul Său, pe care Tatăl îl dăruiește. Îl primiți în Sfânta Împărtășanie, sub speciile pâinii și vinului, dar în mod real. Este Hristos care de astăzi devine, alături de părinți, de prietenii voștri, de rudele voastre, de nașii voștri, Iisus devine pentru voi cel mai bun prieten care va fi alături de voi totdeauna. Pentru a primi cu toții darurile lui Dumnezeu, să ne dispunem sufletele, să-i cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Christe, Christe, Christe. Pentru toate-ți mulțumim și într-un glas te preamărim. Mărire, mărire în celui Dumnezeu și pace, și pace să fie pe pământ. Mărire, mărire în celui Dumnezeu și pace, și pace să fie pe pământ. Tatăl care ne-a creat, de copii n-a adoptat, El e bun și iertător și de oameni iubitor. Mărire, mărire în celui Dumnezeu și pace, și pace să fie pe pământ. Mărire, mărire în celui Dumnezeu și pace, și pace să fie pe pământ. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu L-ai trimis în lume pe Fiul Tău, cuvântul adevărului, și pe Duhul Tău, izvorul sfințenie, pentru a redescoperi oamenilor misterul minunat al vieții dumnezeiești. Dă-ne, Te rugăm, harul ca mărturisind adevărata credință, să recunoaștem slava veșnicei trăimi, și să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citirii din Cartea Exodului. În zilele acelea, Moise s-a sculat de dimineață și s-a suit pe muntele Sinai, după cum îi poruncise Domnul, și a luat în mână cele două table de piatră. Domnul a coborât în nor, a stat acolo cu Moise și el a chemat numele Domnului. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul, Domnul este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și de adevăr. Imediat, Moise s-a plecat până la pământ și l-a adorat. El a zis: Doamne, dacă am aflat har în ochii Tăi, Te rog, Doamne, să mergi în mijlocul nostru. Într-adevăr, acest popor este încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele și fă-ne moștenirea Ta. Cuvântul Domnului. Domnul e păstorul meu, Domnul mă iubește.
El mă paște în pășuni mers și mă duce la pete odihnă. Îmi înviorează sufletul. Mă povățuiește pe cărările drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, Tu iagul și nu iau a Ta mă apără. Masa în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de sere varsă. Lectura a doua, citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. În rest, fraților, bucurați-vă, căutați desăvârșirea, îmbărbătați-vă, să gândiți la fel, să trăiți în pace și Dumnezeul iubirii și al păcii va fi cu voi. Salutați-vă unii pe alții cu sărutul cel sfânt. Vă salută toți sfinții. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Cuvântul Domnului. Persecutați din cauza dreptății, spune Domnul, pentru că lor este împărăția cerurilor. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărturisie, Doamne! În timpul acela, tetrarhul Irod a auzit despre faima lui Iisus și spunea slujitorilor săi: acesta este Ioan Botezătorul. El a înviat din morți, de aceea puterea minunilor lucrează în el. Căci Irod, prinzându-l pe Ioan, l-a legat și l-a aruncat în închisoare din cauza Irodiadei, soția lui Filip, fratele său. Căci Ioan îi spusese: nu ți este permis să ai, deși voia să-l ucidă, se temea de mulțime, pentru că îl considera ca profet. Dar fiind ziua de naștere a lui Irod, fiica Irodiadei a dansat în mijloc și a plăcut atât de mult lui Irod, încât i-a promis cu jurământ că îi va da orice va cere. Dar ea, convinsă de mama ei, i-a zis: dă-mi aici pe tavă capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a întristat
dar din cauza jurământului și a comesenilor, a poruncit să-i fie dat și a trimis ca să-l decapiteze pe Ioan în închisoare. Capul lui a fost pus pe o tavă și dat fetei, care l-a dus mamei sale. Discipolii lui venind, l-au luat, l-au mormântat. Apoi au venit și au spus lui Iisus: Cuvântul Domnului. Lăudată să fie Sfânta Treime în vecii vecilor. Amin. Dragi copii, candidați la prima Sfântă Împărtășanie, care ieri v-ați pregătit atât de frumos, dați loc, să nu aveți emoții, așa sunt destul de multe. Ați ajuns astăzi în această etapă a vieții, când conștienți și dornici să-L primiți pe Hristos în inima voastră, în familia voastră, în conștiința voastră, v-ați îmbrăcat atât de frumos, v-ați curățat interiorul printr-o spovadă bună și astăzi sunteți niște îngerași care ați urcat aici, în altar. Văd aici, în fața altarului, doi îngeri. I-ați văzut, nu? În mijloc este Hristos în această ostie și în acest potir, trupul și sângele lui Hristos. Acești îngerași sunteți voi, dragi copii. Îmbrăcați atât de frumos, semănați bine cu acești îngerași. Dragi părinți, aveți niște îngerași. Iubirea voastră, munca voastră, a ajuns la un punct foarte. Rodul iubirii voastre l-ați adus astăzi la Sfântul Altar. Acești îngerași ai voștri sunt astăzi în jurul lui Hristos. Priviți-i. Priviți-i cât de frumos sunt, cât de iubitori sunt de Dumnezeu, iubitori de sacru, iubitori de frumos, iubitori ai harului lui Dumnezeu. Această iubire pe care voi o vedeți astăzi, întruchipată în copiii voștri, e rodul Sfintei Trăimi. E iubirea lui Dumnezeu care a coborât în ei, dar în același timp este rodul iubirii voastre, de aceea astăzi trebuie să faceți sărbătoare și într-adevăr e o zi fericită, așa cum a spus și Părintele Paroh la început, cum ați cântat și voi. Fericită-i ziua aceasta când primesc un dar de sus, pâinea cea dumnezeiască, trupul sfânt al lui Iisus. Acești îngerași ai dumneavoastră, acești copii ai dumneavoastră, de astăzi, sunt tabernacul viu pentru Hristos. Hristos nu mai dorește să fie închis în tabernacol, ci dorește să locuiască într-o inimă frumoasă, priviți-i. Dorește să locuiască în sufletul copiilor dumneavoastră. De astăzi, copiii dumneavoastră sunt consanguini cu Hristos. Prin venele lor va circula sângele real al lui Hristos ori de câte ori se vor împărtăși. Dragi copii, ia să vedem, să arătăm și părinților și neamurilor și tuturor din biserică că v-ați pregătit frumos pentru Sfânta Împărtășanie. Ia să răspundeți cu toții. Ce este Sfânta Împărtășanie? Bravo! Pentru ca să ne putem împărtăși, e nevoie să respectăm cele patru condiții. Care sunt cele patru condiții pentru a ne împărtăși? 1. Mai tare. Hai că știți.
dragi părinți, dragi copii, pentru ca să-L primim pe Hristos în sufletul nostru, în conștiința noastră, în inima noastră, trebuie să ne împărtășim. Pentru ca să ne putem împărtăși, trebuie să respectăm cu strictețe aceste patru obligații. În primul rând, să fim conștienți că aici, pe altar, în tabernacol, în Sfânta Ostie, e prezent Hristos, real, cu trupul, sufletul și dumnezeirea sa. De aceea noi trebuie să fim conștienți de acest mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu Tatăl omenirii din iubire pentru noi. Dumnezeu Tatăl care are proiectul, Dumnezeu Fiul care împlinește misiunea și menirea lui Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt care ne susține cu harul Său pentru ca să împlinim așa cum se cuvine voința Tatălui. Să fim conștienți că aici este prezent real Hristos pe altar, în speciile eucharistice. De aceea am dorit ca acești îngerași ai dumneavoastră să urce în altar, să simtă mai din plin, să fie mai aproape de Dumnezeu. Dragi părinți, totul depinde de voi de acum. Îi veți lăsa în altar? Îi veți lăsa să se împărtășească cât mai des? Îi veți aduce cât mai des la Sfânta Liturghie pentru ca să-L simtă pe Hristos mai aproape? Am nevoie de câțiva copii care să mă ajute să continui predica. Ia să vedem. Copiii care au primit anul trecut, de exemplu, sau cu 2 ani, Sfânta Împărtășanie. Ia să vedem, mi-a adus o lumânare, da? Această lumânare, iubiți credincioși, dragi copii, este pentru voi. Ia să vedem noi din ce este alcătuită o lumânare. Zi. Din ce are? Ce mai are această lumânare? E albă. Semnul frumuseții, a curăției, a identității voastre de îngerași. Pentru ca această lumânare să nu se stingă, ce trebuie să facem? Pentru ca această lumânare să nu se consume, trebuie să avem tot timpul ceară, trebuie să turnăm ceară, trebuie să o alimentăm. Dragi copii, această lumină reprezintă lumina lui Hristos, pe care voi o veți aprinde la jurământul vostru, lumânarea pe care ați primit-o deja. Simbolizează pe Hristos care este lumina lumii. Voi, de astăzi, sunteți o luminiță. O luminiță care să luminați în întunericul acestei lumi. Voi, de astăzi, veți arde ca o lumânare, veți consuma pentru iubirea lui Hristos, pentru iubirea voastră, dar să nu uitați să alimentați această lumină, că ea să nu se stingă niciodată. Această lumină a lui Hristos să fie mereu în viața voastră, în sufletul vostru. De aceea, acea ceară o putem compara cu sacramentele. Atunci când noi alimentăm ceea ce consumăm, alimentăm aici din biserică, din sacramente, va ține permanent lumina lui Hristos în viața voastră aprinsă. De aceea, dragi copii, să ardeți de azi înainte pentru Hristos. Să fiți lumină a lumii, ba mai mult, să fiți cei mai buni prieteni a lui Hristos. Ia să vedem un alt copil ce mi-aduce. Sfânta Fecioară Maria de la Fatima. După cum ați observat, dragi copii, de la Sfânta Împărtășanie, pe tabloul vostru, în centrul este Sfânta Fecioară Maria de la Fatima. Mama noastră cerească, cea care vă iubește, care vă cunoaște, ori de câte ori aveți nevoie de un ajutor, să nu uitați că Sfânta Fecioară Maria vă este la dispoziție. Și odată ce îl primiți astăzi pe Hristos în speciile eucharistice, îl aveți pe Hristos în viața voastră, în inima voastră, Sfânta Fecioară Maria vă este mult mai aproape. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la aparițiile Sfintei Fecioare Maria de la Fatima. Mesajul Mariei pentru noi, dragi copii, este următorul.
rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Să nu uitați niciodată să vă rugați. Să nu uitați niciodată să o implorați pe mama noastră cerească, care să mijlocească ajutor și har la Fiul ei, Iisus Hristos. Se spune despre Don Bosco că într-o zi, când celebra Sfânta Liturghia, liturghie la Sfânta Fecioară Maria, sacristanul a uitat să pună pe altar un potir cu ostii. În biserică erau cam peste 600 de copii care toți se împărtășeau. Și atunci când a ajuns momentul împărtășaniei, Don Bosco a observat că are doar câteva ostii în tabernacul. Și s-a gândit el, ce voi face? Imediat s-a rugat la Sfânta Fecioară Maria pentru ca să-l ajute ca acești copii, peste 600 de copii din biserică, să nu plece acasă fără să-l primească pe Hristos. Și sacristanul, inclusiv Don Bosco și ceilalți din jur, au observat că din acel potir nu se terminau ostiile. Și Sfânta Fecioară Maria l-a ajutat pentru ca să-l împartă pe Hristos tuturor celor care au cerut împărtășani. Iată, dragi copii, e un miracol. E ceva frumos ca să-l primim pe Hristos, pentru că aici, în tabernacol, el nu se consumă niciodată. E mereu prezent, e mereu disponibil. Dorește ca să fie în inima noastră, în sufletul nostru, în familia noastră. De aceea să nu uitați niciodată. Apelați la Sfânta Fecioară Maria, la mama noastră cerească, și cereți-i ajutor, pentru că ea mijlocește har la Fiul ei, Iisus Hristos. Ce floare frumoasă! Seamănă cu tine, nu? Dragi copii, de la Sfânta Împărtășanie, o fetiță mi-a adus o floricică. Vă place? E frumoasă, da sau nu? Această floricică micuță, sunteți voi. Sunteți mici. La început aveți nevoie de multă îngrijire, de multă afecțiune, de multă iubire. Pentru că această floare să crească mare, ce trebuie să facem? Trebuie să o udăm. Altceva, ce trebuie să mai facem ca să crească mare, să rămână frumoasă? Ce trebuie să mai facem? Să o iubim, să o udăm, să o spălăm bine, să o curățăm. Dar ce are această floare? Unde are înfipte rădăcinile? În pământ. Dragi copii, voi sunteți ca această floricică frumoasă. Pentru ca să nu vă ofiliți, aveți nevoie de pământ. Aveți nevoie de iubire. Aveți nevoie de îngrijire, aveți nevoie de afecțiune, aveți nevoie de Dumnezeu. Nimic nu poate trăi aici pe pământ fără ajutorul și harul lui Dumnezeu. De aceea să nu uitați, izvorul iubirii este aici, în altar, în biserică. Ori de câte ori simțiți ofilirea sufletului, simțiți că nu mai aveți apă, simțiți că aveți nevoie de un pământ fertil, aici, în sacramente, în speciile eucharistice, în sacramentul spovezii, îl veți găsi pe Hristos, care vă va da tot ceea ce aveți nevoie. Se spune că în căminul unei școli era o capelă. Și în timpul orelor, câțiva copii au mers să-L viziteze pe Hristos. Dar întrucât se izbea ușa capelei de multe ori, un profesor a ieșit să vadă ce se întâmplă. Poate sunt geamurile deschise, curent, să nu se întâmple ceva. Și a observat că atunci, în momentul acela, câțiva copii intrau și ieșeau din capele. Mai mult se jucau. A mers repede profesorul să-i întrebe, ce faceți aici în biserică? Noi venim pentru ca să ne rugăm. În capelă intrăm pentru ca să ne rugăm lui Hristos. Nu să intrăm și să ieșim sau să ne jucăm. La care acei copii au răspuns, nu, noi nu ne jucăm. Noi am venit să luăm pe Hristos la ore, pentru că avem examene. Și vine Hristos? Nu vrea să vină. Atunci profesorul i-a chemat în capelă și le-a explicat, Iisus Hristos vine ori de câte ori voi îl chemați, dar el nu vine
vizibil, ce este invizibil în inima voastră. De aceea, pentru ca El să vină cu voi la ore, în familie, acasă, pe străzi, așa mai departe, trebuie să participați la Sfânta Liturghie. Și atunci când preotul, în timpul prefacerii, transformă pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos și după voi îl primiți în speciile eucharistice în inima voastră, El va fi permanent cu voi și va dispărea din inima voastră atunci când intervine păcatul. Și acei copii au înțeles că Iisus este în inima lor, în conștiința lor, ori de câte ori se împărtășesc. De aceea, dragi copii, candidați la prima sfântă împărtășanie, să nu uitați că Iisus este, unde este Dumnezeu? Ia să vedem. Bravo! Dumnezeu este în cer, pe pământ și în tot locul. Dar iată că prin acest exemplu noi învățăm că Dumnezeu este pretutindeni, peste tot. Dar cel mai mult este aici, în sacramentul Euharistiei. Dumnezeu Treime, îl găsiți aici, în sacramentul Sfintei Liturghii, în speciile euharistice. Ne putem ruga peste tot. Putem merge peste tot cu Iisus în inima noastră. Dar cel mai mult prezent este aici, în tabernacul. Dragi copii, se spune că în capelă, într-o zi, un copil servea un sandwich. Și atunci paznicul curții imediat l-a observat și a mers să-l întrebe. Nu te supăra, copile, aici în biserică ne rugăm. Aici în biserică nu avem voie să vorbim, nici să mâncăm. Acel copil îi spune, dar nu că eu mănânc împreună cu Iisus. La care paznicul l-a înghițit un pic și a zis, dar Iisus nu are nevoie de hrană. El are nevoie de adorare, are nevoie de adorație, de preamărire, de laudă. Dar acel copil a continuat și a zis, dar l-am rugat frumos să vină cu mine la masă și a zis că vine. De aceea eu servesc acest sandwich împreună cu Iisus. Dragi copii, suntem și noi invitați, începând de astăzi, la masa euharistică, care este Sfânta Liturghie, Sfântul Altar. Aici este ospățul euharistic în care Hristos stă la masă cu toți cei care se împărtășesc. De aceea să nu uitați, ori de câte ori veniți la Sfânta Liturghie, să nu uitați să vă împărtășiți. Pentru că noi participăm la această sărbătoare euharistică, venim la această masă euharistică și trebuie să ne hrănim cu tot ceea ce este pe ea. Ce este aici? Este Iisus Hristos, Dumnezeu, cu harul care ne întărește, care ne iubește, care se dăruiește tuturor. De aceea, dragi copii, vă felicit pentru acest pas matur al vieții voastre, pentru această hotărâre pe care voi o luați de astăzi, ca să-L aveți pe Hristos tot timpul în inima voastră, în conștiința voastră. Să nu uitați să-L duceți pe Hristos în școala voastră, în familia dumneavoastră, să nu uitați să-L arătați pe Hristos tuturor copiilor, pentru ca să trăiască toți cu ajutorul și harul lui Dumnezeu. Rog acum ministranții să aprindă lumânările copiilor, ne ridicăm în picioare. Dacă, dragi copii, atunci când voi ați fost botezați, părinții și nașii voștri au mărturisit credința în numele vostru. Iată că acum ați crescut, sunteți maturi și dornici să înțelegeți misterul acesta al lui Hristos. De aceea, astăzi sunteți cu toții invitați să vă mărturisiți voi credința în Iisus Hristos. Credință pe care am primit-o la Sfântul Botez și astăzi o transmitem tuturor. Vă urez în continuare o sărbătoare binecuvântată alături de Domnul. Lăudați să fie Iisus Hristos!
Dragi copii, prin misterul pascal am fost înmormântați împreună cu Hristos prin botez, ca să trăim împreună cu El într-o reînnoire a vieții. De aceea, acum, să ne înnoim, să ne reînnoim făgăduințele făcute la Sfântul Botez. Așadar, credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Să spunem împreună, aceasta este credința noastră. Aceasta este credința Bisericii. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dragi copii, ați cerut în credință sacramentul Sfintei Euharistii. Biserica vă cere acum să vă exprimați voința de a primi mereu cu evlavie, vrednicie și rotnicie acest mare sacrament. Vreți să participați cu credință și devoțiune la Sfânta Liturghie, duminica și în sărbătorile de poruncă, pentru a aduce și deveni împreună cu Iisus Hristos o ofrandă vie plăcută Tatălui Ceresc? Credeți în prezența reală a lui Iisus Hristos sub chipul pâinii și al vinului, în sacramentul Euharistiei și vreți să-L primiți din toată inima? Vreți să primiți cu credință și cu inima curată Sfânta Împărtășanie pentru a vă hrăni sufletul și a vă întări iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele? Dumnezeu Tatăl, care ne-L dăruiește pe Fiul Său Iisus, pâinea cea vie coborâtă din cer, să vă ajute să împliniți aceste făgăduințe în toate zilele vieții voastre. Stingem încet lumânările, urmează jurământul copiilor. Dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul Tău, să sper în bunătatea Ta și să Te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. O Dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul Tău, să sper în bunătatea Ta și să Te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. O Dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul Tău, să sper în bunătatea Ta și să Te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu. O Dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul Tău, să sper în bunătatea Ta și să Te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu.
cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu. Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. Dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima. Așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu. O dulce Iisuse, ajută-mă să cred în cuvântul tău, să sper în bunătatea ta și să te iubesc din toată inima, așa să mă ajute Dumnezeu. Iubiți frați, dragi copii, prin Sfântul Botez noi am devenit fii ai Tatălui Veșnic, frații ai lui Iisus Hristos și temple ale Duhului Sfânt. Să cerem cu umilință îndurarea Preasfintei Treimi. Ne rugăm pentru biserică să vestească mesajul îndurării și iubirii Sfintei Treimi tuturor oamenilor. Te rugăm, ascultă! Ne rugăm pentru preoți să rămână statornici vocației lor și fideli față de Evanghelie. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru copiii care îl primesc prima dată pe Iisus, inima lor să fie mereu un tabernacol viu și plăcut pentru oaspetele ceresc. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru familiile noastre, prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, să fie un loc de trăire autentică a credinței și a iubirii. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru preoții și catehiții care ne-au însoțit în pregătirea noastră, să fie răsplătiți cu multe bucurii. Te rugăm, ascultă-ne! Ne rugăm pentru cei răposați să ajungă cât mai curând în împărăția Regelui Veșnic. Te rugăm, ascultă!
Dumnezeule atotputernic, nu te îndepărta de la noi, care prin botez am devenit fiii tăi, ci strălucește pururi înaintea ochilor credinței noastre, ca iubindu-te și împlinind în toate voința ta, să ajungem în patria slavei tale veșnice. Prin Hristos Domnul nostru. Cu drag venim la tine, căci tu ne mângâi, ne-ntărești și ne conduci la bine. Spre tine, Doamne, ne îndreptăm și inima și gând, la sfânta jertfă ne adunăm să-ți ascultăm cuvântul. Noi vrem să fim copiii tăi, să-ți facem voia-n toate și totdeauna să-ți slujim cu multă pietate. Spre tine, Doamne, ne îndreptăm și inima și gând, la sfânta jertfă ne adunăm să-ți ascultăm cuvântul. Ajută-ne să fim cuminți cu inima curată, căci numai astfel vom primi răsplată în belșugată. Spre tine, Doamne, ne îndreptăm și inima și gând, la sfânta jertfă ne adunăm să-ți ascultăm cuvântul. Pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul. Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre asupra cărora chemăm numele Tău și prin ele fă-ne și pe noi un dar veșnic plăcut, bineplăcut Ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Inimile. Ne avem la să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Și drept este. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și pretutindeni Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci împreună cu Fiul Tău, unul născut și cu Duhul Sfânt, Tu ești un singur Dumnezeu, un singur Domn, nu ca o singură persoană, ci ca o singură ființă în trei persoane. Ceea ce credem despre slava Ta, precum ne-ai dezvăluit, credem atât despre Fiul Tău, cât și despre Duhul Sfânt, fără nicio deosebire, și mărturisind credința în Dumnezeul cel veșnic și adevărat, noi adorăm într-o singură natură trei persoane deosebite, dar egale în mărire. Măreția Ta o laudă îngerii și arhanghelii, eruvimii și serafimii, care nu încetează să strige de-a pururi zicând într-un singur glas: Sfânt este Domnul, Sfânt este Domnul, Sfânt este Domnul, Domnul Sabaot, pământul cerului este plin de mărirea Lui. Hosana!
Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unie cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin, amin, amin. Iar acum cu toții, cu încredere în sufletele noastre, să ne adresăm Tatălui Ceresc, așa cum Iisus ne-a învățat, și să spunem: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi,
Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale. Și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Sa păcatele noastre și ale lumii întregi. Fericiți sunt cei care îl primesc în inima și în viața lor. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Hristos să-mi păzească pentru viața cea veșnică. Și-aș dori să-ți spun, tu mereu mă ajută să devin mai bun. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești, să mă întărești, îmi primești și ispite să mă prieten, cel mai bun păstor, mă conduci la bine, scump mântuitor. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești, să mă întărești, îmi primești și ispite să mă viața mea întreagă, fă să te iubesc, ție vreau în toate, Doamne, să-ți slujesc. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești, să mă Doamne-n viață, mulți ani fericiți, pe ai mei prieteni și pe ai mei părinți. Numai ție vreau inima să-ți
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, ca primirea acestor taine, precum și mărturisirea Sfintei și Veșnicei Trăimi și a unității ei nedespărțite, să ne fie spre mântuirea sufletului și a trupului, prin Hristos Domnul nostru. A fi urmașa lui Hristos înseamnă să-i urmezi doar lui, în toate să-i fii credincios, să fii pe plac doar Domnului, să fim smeriți fără mândrie, curați în inimă și gând, podoaba noastră la toți fie, sfințenia, frumos veșmânt. Și când pășim în adunare, genunchiul jos să ne-l plecăm, să cerem Domnului iertare, cu drag să-l binecuvântăm. Să luăm armura din Scriptură și plin de Duhul Sfânt să fim și îmbrăcați cu Duhul Slavei să facem voia Sa. O, Doamne, Te rugăm acum, coboară Tu în adunare și Duhul Tău cel Sfânt să fie din plin în noi în fiecare. Prea Sfântă Treime, îți aducem un plinos de laude și recunoștință pentru aceste minunate momente de har. Iisuse, îți mulțumim
pentru bucuria sufletului pe care o avem acum, când te-am primit pentru prima dată în Sfânta Împărtășanie. Ajută-ne să fim prietenii tăi și să te iubim din toată inima. Sub mantia Mamei tale sfinte, Fecioara Maria, îi încredințăm pe toți cei dragi inimii noastre. Dragi preoți din parohia noastră, vă mulțumim că în această zi de sărbătoare sunteți împreună cu noi. Părinte Pavel, vă mulțumim pentru îndemnurile bune pe care ni le-ați dat la fiecare sfântă liturghie. Un gând de mulțumire se îndreaptă spre domnișoara profesoară Lăcrămioara Boroș, care ne-a călăuzit în această perioadă de pregătire. Arătăm recunoștință domnului organist Maximilian Cusaru, care a pregătit programul de cântece colegilor mai mici sau mai mari din corul Îngerașii și Sorei Maria Lucacii pentru frumusețea și parfumul florilor. O mulțime specială aducem părinților și bunicilor noștri. În familia proprie vrem să, ca Iisus, prezent acum și în inima noastră, să fie lăudat și preamărit în veci. Din inimă vă mulțumim, semnează copiii de la prima Sfântă Împărtășanie 2017. Dragi copii, dragi părinți, nași, rude, prieteni, iubiți credincioși, a fost într-adevăr o celebrare emoționantă pentru noi toți, dar într-un chip deosebit pentru copiii care l-au primit pe Iisus pentru prima dată în Sfânta Împărtășanie. Eu, care i-am împărtășit, am văzut aceste emoții pe fețele lor și în ființa lor. Dacă am trăit astfel de momente, se cuvine, într-adevăr, să-i mulțumim lui Dumnezeu și au făcut-o deja copiii, consider că e o datorie să o facem și noi, preoții. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că atât de mare este iubirea sa față de noi, încât ne copleșește zi de zi cu harurile și binecuvântarea sa. Mulțumim Sfintei Trăimi, pe care o sărbătorim astăzi într-un chip special. Mulțumim vouă, dragi copii, care în aceste luni, aproape sâmbătă de sâmbătă, când era program de pregătire, ați făcut acest efort și l-ați făcut tocmai pentru că ați dorit să ajungeți la ziua de astăzi, când l-ați primit pe Iisus. Iată, premiul pe care voi l-ați dorit în acest timp a sosit astăzi și l-ați primit. Pe lângă alte cadouri pe care poate le-ați primit sau le mai primiți, acesta este cel mai mare. Este însuși darul, cadoul pe care ne-l face Dumnezeu astăzi, Fiul Său, iubirea Sa. Vă felicităm, dragi copii, și vă felicităm și vă mulțumim și vouă, dragi părinți, pentru că ați înțeles că nu este suficient să dați viață copiilor, ci trebuie să-i creșteți, să-i educați, iar pentru educația și creșterea lor sunt necesare atâtea lucruri. Dar cel mai important dintre toate este să îi educați pentru a avea o relație strânsă cu Dumnezeu. Vă mulțumim că i-ați însoțit la izvorul harului și binecuvântării, la izvorul iubirii, la izvorul păcii, izvorul bucuriei, și vă rugăm să faceți acest lucru și pe mai departe. Nu numai să-i trimiteți să se împărtășească, ci să-i însoțiți și la biserică, și la liturghie, și la Sfânta Împărtășanie, pentru că este hrana de care sufletul nostru are nevoie totdeauna. De aceea, încă o dată, vă încurajăm, vă mulțumim și vă felicităm. Sigur, le mulțumim
preoților care s-au ocupat de pregătire, în mod special părintelui Pavel, care a fost alături de voi totdeauna, domnișoarei profesoare Lăcrămioara Boroș, domnului organist, surorilor care i-au însoțit în tot acest timp de pregătire și tuturor celorlalte persoane care le-au fost alături. Mulțumim Sorei Maria pentru că am podobit atât de frumos altarul, dar vedeți că altarul astăzi a arătat și mai frumos, tocmai pentru că pe lângă florile care sunt aici în față, sunt alte flori mai frumoase și în interior și în exterior, sunt florile care sunt așezate pe bănci astăzi, pe scaune. Probabil că altarul nu a fost de multe ori, nu a arătat așa cum arată astăzi. De aceea, încă o dată, pentru toate și pentru tot, îi mulțumim lui Dumnezeu, vă mulțumim dumneavoastră și vă dorim o sărbătoare cât mai frumoasă și binecuvântată mai departe. Rugăm pe Părintele Cristi să facă anunțurile. Iubiți credincioși, marți 13 iunie, la liturghia de seară, vom sfinți crinii în cadrul devoțiunii prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova. În aceeași zi, la ora 18, va avea loc liturghia de hram în parohia Sfântul Anton de Padova, Iași. Miercuri 14 iunie vom începe novena de pregătire la solemnitatea Preasfintei Inimii a lui Iisus. Sfântul Rozariu de seară va începe la ora 17:50, iar la final vom cânta litania Preasfintei Inimii a lui Iisus. Joi 15 iunie avem solemnitatea Corpus Domini, sărbătoare de poruncă. Programul liturghiilor este ca în zilele de duminică. În perioada 10-15 iulie, în parohia noastră, se va desfășura campusul pentru copii cu tema Viața, o comoară de descoperit. Înscrierile se fac la biroul parohial. Duminica viitoare, după amiază, se va celebra o singură sfântă liturghie, la ora 17:05 după amiază. Apoi va urma procesiunea cu Preasfântul Sacrament pe străzile orașului. Vă invităm cu multă căldură să luați parte la această manifestare publică a credinței noastre în Sfânta Euharistie. Iar acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea solemnă. Dragi copii, urmează binecuvântarea solemnă, luăm lumânările în mână și după o strofă de la ultimul cântec, coborâm în față pentru o poză de grup. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, Tatăl nostru, care prin gura copiilor a pregătit laudă numelui Său, să privească cu bunăvoință la voi, cei care astăzi ați primit pentru prima dată Sfânta Împărtășanie, să vă copleșească cu darurile sale. Amin! Dumnezeu, Fiul născut din Fecioara Maria, care i-a primit pe copii și i-a îmbrățișat cu binecuvântarea Sa și i-a pus înaintea tuturor ca exemplu, El să vă dăruiască mereu o inimă blândă și smerită atunci când vă veți împărtăși cu trupul Său preasfânt. Amin! Dumnezeu, Duhul Sfânt, care luminează pe toți copiii, El să vă dea harul de a avea mereu puterea Sa lucrătoare în lume, mărturisitori fideli ai credinței curate, râvnici în iubire și neclintiți în speranța împărăției sale. Amin! Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, să coboare asupra voastră și să rămână întotdeauna cu voi. Amin! Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.